Mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, la data 26 septembrie 2019, domnul colegi Bregan, pretendent la calitate de candidat independent pentru funcție de consilier în Consiliul Municipal Chișinău, a depus la Comisia Electorală Centrală o atestație înregistrată sub numărul CF10/06, pe care solicită anularea hotărârii numărul 88 din 24 septembrie 2019, adoptată de Consiliul Electoral o cercul scripției pentru Municipal Chișinău numărul 1, verificarea repetată a semnăturilor considerate irmate și înregistrarea sa în calitate de candidat independent pentru funcție de consilier de Consiliul Municipal Chișinău la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. Autorul contestației arată, menționează că la data 25 septembrie 2019 i-a fost comunicat hotărârea numărul 88 a Consiliului Electoral numărul 1 privind refuzul înregistrării sale în calitate de candidat independent pentru funcție de consilier. Din motive că s-a constatat un număr insuficient de semnături în susținerea acestea, și anume, din 310 de semnături colectate, un număr de 219 de semnături sunt valabile, iar alte 91 de semnături au fost declarate erronate. Contestatarul consideră că hotărârea Consiliului Electoral numărul 1 nemotivată și neintimată din următoarele considerente. În tabelul privind statistica erorilor în procesul de verificare a listei de subscripție, verificare în capul de lucru, apar rubrici derutante. Ca de exemplu, pe lângă rubrica circumscripție de domiciliu incorrecte, mai este și rubrica regiune de domiciliu incorrectă, la ultima fiind plasată 70 de semnături. Cu referire la acest semnături, contestatarul s-a adresat unui funcționar electoral din cadrul Consiliului Electoral și acesta i-a explicat verbal că semnătarii ale căror semnături au fost invalidate, au domiciliu în suburbii, dar apare în liste ca fiind din capitală. În opinie contestatarului, chiar dacă unii semnători cu domiciliu în suburbii au semnat într-o listă de subscripție pentru orașul Chișinău, acest fapt nu constituie temei de a declara semnăturile acestora nevaluri, deoarece acești delegători vor participa la alegerile Consiliului Municipal, iar localitățile în care susținătorii își au domiciliu fac parte din municipiul Chișinău. Totodată, contestatarul consideră că persoanele care au înregistrat la domiciliu în alte raioane sau municipii, dar locuiesc de fapt în Chișinău, ar putea participa la alegerile în capitală, pentru că mai au la dispoziție o lună ca să-și înregistreze domiciliul sau reședința în buletinul de identitate. În opinia sa, chiar și persoanele care nu aveau 18 ani, la momentul semnării listei de subscripție, dar vor împlini această vârstă până în ziua alegerilor. La fel au dreptul de a susține un candidat, însă Consiliul Electoral a expus două semnături în baza acestui criteriu. Astfel, contestatarul sublinează că a respectat toate cerințe legii și a coordonat acțiunile de colectare a semnăturilor cu funcționarii electorali, care au verificat autenticitatea semnăturilor. Consiliul Electoral numărul 1, în referință depusă la comisie pe data 29 septembrie 2019 și înregistrată sub numărul CF10/06/3, relevă următoarele. La data de 24 septembrie 2019, Consiliul Electoral numărul 1 a adoptat hotărârea numărul 88 prin care a refuzat înregistrarea domnului Oleg Bregan în calitate de candidat independent pentru funcția de consilier în Consiliul Municipal Chișinău la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. Drepte mii de refuz pentru înregistrarea acestuia au servit următoarele circunstanțe de fapt și de drept. La data de 9 septembrie 2019, domnul Oleg Bregan a depus la Consiliul Electoral numărul 1 o cerere prin care a solicitat să-i fie eliberate liste de subscripții în vederea colectării semnăturilor pentru susținerea acestuia în calitate de candidat independent la funcție de consilier municipal. Listele de subscripții i-au fost eliberate la data de 6 septembrie 2019 din motivul aflării domnului Oleg Bregan peste hotarele țării. La data de 19 septembrie 2019, domnul Oleg Bregan a depus la Consiliul Electoral numărul 1 un demers prin care a solicitat să fie înregistrat în calitate de candidat independent pentru funcție de consilier municipal, anexând documentele necesare, printre care și 12 liste de subscripții care conțineau un număr de 310 de semnături ale susținătorilor. Semnăturile au fost colectate personal de către domnul Oleg Bregan, fără implicarea altor persoane. În urma verificării listei de subscripții s-a stabilit că din numărul total de semnături prezentate de către domnul Oleg Bregan,
un număr de 91 de semnături ale susținătorilor sunt urmate, fiind acceptate doar 219 de semnături, fiind astfel întrunit pragul minim de 250 de semnături ale nefiind astfel întrunit pragul minim de 250 de semnături ale susținătorilor privind la punctul 15 litera A din regulament privind particularitățile de semnare și înregistrarea candidatului la alegeri locale. Potrivit punctul 46 din regulament menționat, în cazul în care documentele prezentate nu corespund cerințelor stabilite de codul electoral, din regulament privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, Consiliul Electoral și Conscripție Reptului de înregistrare a rezultatei concurenței electorale, adoptând în acest sens o hotărâre motivată. Totodată, considerând că, similar celorlalte drepturi constituționale, dreptul de a fi ales nu comportă un caracter absolut, respectiv acesta poate fi limitat în baza unor reglementări naționale. Ținând cont de cele expuse, referința Consiliului Electoral numărul 1 solicită Comisiei Electorale Centrale examinarea contestată, conform competenței și adoptarea unei soluții în acest sens. Domnul președinte, aici mă opresc cu raportarea și ultima etapă de întrebări. Rog. Da, vă rog, întrebări față de raportor. Începem cu audierea părților în urmă. Da. Domnul Brega, ies în sală. Da, dați-vă, vă rog să vă exprimați susținerea sau nesusținerea contestației, vă rog. Cu indicare în circunstanțe, care nu sunt indicate în contestație, dacă sunt. Nu am alte circunstanțe. Doar, nu știu dacă am menționat în scris, am sunat la comisie și am vorbit, chiar în prima zi când m-am ciocnit cu problema asta, că cineva îmi zice, da, eu sunt din suburbii. Zic, bine, din suburbii, dar mi-am dat seama că sunt 19, 18 suburbii și mi-au dat numai 12 liste. Am sunat imediat și am întrebat ce fac și au zis, că e bine, ce din oraș pune pe o listă, ce din suburbii pe alte liste. Și am îngrămădit toți din suburbii pe alte liste. Și acum am constat că taman acele două sau trei liste cu suburbiile amestecate, taman acele nu-s valabile. Pe una, 27 de semnături, pe alta, 24, deci pf, ori îmi spuneți una la telefon, ori spuneți alta. Nu, trebuie să-mi dați doar 20 de liste. Și adunam pentru fiecare localitate aparte, dar nu văd rezonul de ce, că nu trebuie să mă duc la primărie să mergi să anchideze ca altă dată. Oricum sunt aceiași alegători toți din Chișinău. Deci ce rost are să-i separăm pe liste, dar toți suntem din primărie Chișinău. De ce să-i separăm pe pagini diferite? Atunci să-i luăm și după stradă, după vârstă, după ce alte criterii să-i mai separăm. Întrebare față de domnul Contestar, vă rugăm. Ah, pardon. Domnul Brin. Aud. Ați menționat că este reprimat la Comisia Electorală de Centrală și ați vorbit cu cineva de aici. Nu la CEC, la Comisia de Circunscripție. Cu cine ați vorbit? S-a spus la telefon cine? Nu, la telefon oficial al Consiliului de Circunscripție. Nu știu cine. Asta ați vorbit, vreau să întrebați cu cine vorbiți? Ce mă interesează dacă vorbesc cu persoane oficiale? Vorbesc cu telefonul care e afișat pe site. Este important de a cunoaște cineva. V-a spus ce ești... Și ce dovadă am dacă îți prezint unul Iosif Vissarionovici Stalin? Dar pot să nu cred că e Stalin. Dar când ați telefonat la Consiliul Electoral? Hai să facem atunci anchetă polițienească. Luăm decifrările de la ei și de la mine și o să ne convingem chiar în prima zi, pe 6 septembrie. Să țineți că ați telefonat la Consiliul Electoral, organul electoral, care afirmați că va fi indus în eroare. Și mi-ați fost condus de informații care au fost prezentate și acum v-ați convenit într-o situație. Oricum vreau să vă amintesc că în codul electoral nu scrie că există temei de anulare a unei candidaturi. Faptul... Vreau să înțeleg dacă de ce spuneți acum puteți proba, pentru că dacă puteți proba, asta schimbă un puțin speță. Haideți să probăm, dar facem o pauză, cerem decifrarea. Eu și acum telefonul meu pot să-l deschid în 6 septembrie, deci probabil mi-arată că am sunat la numărul acela. Dar asta ce demonstrează? Că am sunat la numărul acela, nu că am avut discuția asta, nu? Am înțeles. Pot să vă spun numele președintelui, de exemplu. Dar nu sunt convins că am vorbit cu președintele. Eu nu știu cine a răspuns la telefon. Un bărbat, asta e sigur. Vă mulțumesc, alte întrebări pentru ce se fac. Dar au fiind cuvântul domnului Sărbata C.C. Chișinău, problemă. Prezentați în fericire. Morav libere, conform popurii, plastica, aici, plastica. Și o politie. Sau estimația dacă aveți apărinte. Vă rog
Stimați membri ai Consiliului, pot să vă declar cu certitudine că la data de 2 sau 3 domnul Brecă s-a adresat în cadrul Consiliului Electoral al circumscripției pentru ridicarea listelor. Dumnealui a ridicat listele deja peste 4 zile, era în deplasare. La data de 6, în timpul ridicării listelor, dumnealui i s-a propus să ridice mai multe liste de subscripție pentru a nu fi problemele care le invoc la moment. Deoarece noi, membrii Consiliului, i-am declarat cu certitudine că pentru localitățile din suburbii urmează a fi colectate liste suplimentare. Fiind prezentate la data de 19, materialele au fost verificate de către grupul de lucru, de către sistemul automatizat și la data de 25, în cadrul ședinței Consiliului, membrii s-au expus prin emiterea unei hotărâri prin care s-a refuzat înregistrarea candidatului Brega Oleg în calitate de consilier la alegeri generale din 20 octombrie 2019. Toate circunstanțele de drept, de fapt, au fost reflectate atât în hotărâre cât și în referința care a fost depusă în acest sens de către Consiliu. Socot argumentele depuse de domnul Brega Oleg ca nefondate și solicit lăsarea în vigoare a hotărârii emise de către Consiliul Electoral de circumscripție Chișinău. Vă mulțumesc. Domnul Brega, care este drept să aduceți întrebări față de Consiliul Electoral? Nu. Ales, stimați colegi, întrebări față de reprezentant. Da, domnul Șaban? Domnul președinte, eu vă rog să spun. Secretar. Consiliul și președinte. Domnul secretar, spune-mi, rog, că pentru municipiul Chișinău, pentru funcția de primar, câte semnături urmau să fie colectate? Pentru funcția de primar urmează a fi colectate 10.000 de semnături valabile. Evident, pentru fiecare concurent electoral, noi am eliberat cu rezervă. Adică asta pentru consilier 250. În raportul care este înscris în cod electoral. Alte întrebări? Frumos, mă rugăm, las loc. În acest sens, la raport. Mă speriți față de faptul de pe procedură sau alt caracter? Nu să vă rog să vă rog. Mulțumim. Deci, vom continua prezentarea raportului asupra contestației. Examinând argumentele invocate de părți, precum și problemele prezentate, Comisia constată următoarele. Potrivit articolul 72 de articol din Codul Electoral, hotărârile Consiliului Electoral și subscripții pot fi atacate la organul electoral de hierarhie superior, intern de 3 zile de la adoptarea hotărârii. Astfel, Comisia atestă că termenul legal de depunere a contestației a fost respectat de contestatar, iar contestația corespunde tuturor cerințelor de formă și de fond. Conform articolul 71 aliatul 5 din Codul Electoral, în cadrul contestării hotărârii organului electoral, sarcina aprobării legalității revine acestui organ. Prin urmare, din materialele prezentate de către Consiliul Electoral numărul 1, rezultă că pe data de 19 septembrie 2019, la organul electoral au fost depuse 12 liste de subscripție pentru susținerea domnului Oleg Brega, candidat de candidat independent la funcție de consilier în Consiliul Municipal Chișinău, ce conținea un număr de 310 semnături față de susținătorilor. În conformitate cu articolul 48 aliatul 1 din Codul Electoral, după primirea listei de subscripție, organul electoral respectiv începe verificarea dacă semnăturile de pe listă sunt autentice, dacă persoanele semnatare au drept de vot, precum și adresa de domiciliu a acestora. Verificarea listei de subscripție se efectuează în decurs a 5 zile de la data primirii listelor. Astfel, în urma introducerii datelor cu celor 310 de semnături ale susținătorilor în aplicația SEAS, verificarea listei de subscripție a fost generat un tabel cu rezultatele verificărilor, conform cărora 91 de semnături au fost invalidate după mai multe criterii printre care 1. Act de identitate incorrect 9 semnături, circumscripția de domiciliu incorrect 11 semnături, date personale incomplete 6 semnături, regiune de domiciliu incorrecte 70 de semnături, susținătorul nu are 18 ani 2 semnături.
În acest sens, Comisia a precizat că numărul de erori poate fi mai mare decât numărul semnăturii invalide, deoarece o semnătură poate fi invalidată după mai multe criterii simultane. În consecință, prin prisma prevederilor articolului 138 din Codul Electoral, Consiliul Electoral numărul 1 a constatat că numărul semnăturilor valabile nu permite înregistrarea domnului Oleg Bregă, în calitate de candidat independent pentru funcție de consilier în Consiliul Municipal Chișinău la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. Cu referire la argumentele contestatarului privind invalidarea 70 de semnături potrivit criteriului regiune de domiciliu incorrectem, Comisia reține că, potrivit articolul 47 alineatul 3 din Codul Electoral, lista de subscrisii va conține numai semnături ale susținătorilor care domicilează într-o singură localitate. Ori potrivit punctul 43, sub punctul 2 litera E, în regulamentul privind modul de înlocuire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, cu modificări ulterioare se consideră nevalabile și neautentice semnăturile susținătorilor care își au domiciliu într-o altă localitate decât cea de teritoriul care au fost colectate semnăturile. Cât privește alte două semnături menționate de contestatar ca fiind invalide, potrivit criteriilor susținător nu are 18 ani, Comisia reține că, potrivit punctul 43 sub punctul 2 litera C din același regulament, se consideră nevalabile și neautentice semnăturile susținătorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data semnării listei de subscripție. Totodată, informația conform criteriilor respective este generată de aplicația SIAS, verificarea listei de subscripție, în mod automatizat, fiind exclus totalmente factorul uman, respectiv procesarea, verificarea repetată a datelor susținătorilor prin intermediul modulului listei de subscripție, parte componentă a SIAS alegeri, nu va genera un alt rezultat. Mai mult, în conformitate cu articolul 48 al alineatul 3 din Codul Electoral, persoanele care colectează semnăturile în liste de subscripție sunt responsabile de asigurarea autenticității datelor din acestea. Pentru motivele arătate și în temeiul articolului 18, 47, 48, 71, 72, 138 din Codul Electoral și punctul 26, litera A, din regulament privind procedura de examinare și soluționare contestată de către organul electoral în perioada electorală. Comisia Electorală Centrală hotărâie. Deci se propune. 1. Se respinge contestația numărul CEC 10/ALG/6 din 26 octombrie 2019 a domnului Oleg Brega, pretendent la calitate de candidat independent pentru funcție de consilier în Consiliul Municipal Chișinău la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. Se menține hotărârea numărul 88 din 24 septembrie 2019, adoptată de Consiliul Electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău numărul 1, prin care s-a respinge pentru domnul Oleg Brega privind înregistrarea calitate de candidat independent pentru funcție de consilier în Consiliul Municipal Chișinău la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019. Hotărârea numărul 88 din 24 septembrie 2019, adoptată de Consiliul Electoral numărul 1, poate fi contestată în termen de 3 zile calendaristice de la data adoptării prezentei hotărâri la judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, strada Chiv, numărul 3, măcestă Chișinău. Și ultimul punct prevede intrarea în vigoare a acesteia, la data adoptării, plasarea pagina web oficială, Comisia Electorală Centrală și numărul oficial. Raport încheiat, solicit susținerea acestui proiect. Mulțumim! Mulțumim! Stimați colegi, întrebări pe finalul prezentării. Da, domnul Curitir. Vreau să înțeleg exact sensul punctului 3. În acest punct mă referim contestatarul dreptul de a o mai contesta o dată hotărâre care a fost deja odată contestată. Ce se privește? Care e finalitatea? Ce vă vedem în punctul 3? Deci, prin punctul 3, așa cum prevede codul administrativ, prin actul administrativ emis de către autoritatea de justiție, așa cum este Comisia Electorală.